am găsit parcul destul de ușor. Nu mi se părea că e un parc, sincer, mi se părea așa un soi de... Din fața blocului. Da. Între voi va merge pe Piciorange, celălalt va sta lângă monumentul din centru, descrind ascunzătorile pentru partenerul său cu un megafon. Și am aflat că... Trebuia să învățăm să mergem cu Piciorange. Nu, deci eram sigur că eu trebuie să merg cu Piciorangele, că na, când e de-astea mă bag eu și cineva trebuie să spună la megafon unde să le găsesc. Era greu, trebuia să țipă într-un megafon. Trebuia să crezi. Nu te aud, ce ai zis? E tot înaintea ta, pe un copac, o roată de mașină. Hai, dai. În spatele tău, așa, acolo, acolo. Cum te uiți, okay, cum stai tu acum? Am văzut! Acum! Păi și ce vrei să trec peste sforile astea? Trebuie să fie o roată albastră pe copac! Unde e, mă, frate? Încolo! Știu, asta mă duce în altă parte! O schimb? Ești, băi! Aia! Da, acolo e roata păi aia! Păi asta vrea să merg în altă parte! Roata aia! O roată în copac! Pe copac scrie niște cifre? Dacă e 1, 3, 0, ăla-i copacul. Ok, și trebuie să caut pe lângă el. Plasa. Yes? Aia e, aia e. Și acum trebuie să găsești o femeie care stă pe o bancă cu un coș, cu un coș lângă ea. Și are o bluză cu albastru și galben. Ți-i asta, uite, cu albastru, așa. Dar nu-mi dau seama. Dai. Te vin până la tine, așa. Aie, aie. Cocoțatul ăsta cu Piciorange nu e deloc ușor. Și pe lângă că îți trebuie echilibru, îți trebuie să ții și bine de ele. Norocul meu că mai avusesem o probă înainte cu jocul ăla de Tenho în care vrea să-mi țin lăzile alea aproape. Bravo! De picior. Era cam ceva de genul ăla, dar doar cu lemne și cu un pic mai mic. Și acum trebuie să găsești un palmier mai mare. Stai, că era un nimic. Asta. Zidul albastru nu era la o distanță foarte mare, l-am găsit destul de repede față de punctul 4. Aveam acum cele 5 plăsuțe la mine și m-am îndreptat spre final. Ce te costă? Câte minute erau? 41. Mamă! Nu, 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 nu!